Bună, draga mea! Sunt Luna Ala! Stelele promit că prima jumătate a săptămânii va trece fără excese majore și probleme, dar pentru asta va trebui să depui eforturi. În special ar trebui să uiți de lene și să-ți amintești că viața este frumoasă pe 6 iulie, în Roma Antică, începeau jocurile lui Apollo, care au fost instituite în cinista zeului, după ce acesta l-a ucis pe Piton și a înființat oracolul la Delphi. Competiția sportivă a inclus patru sporturi, lupte, box, călărie și pentatlon. Ziua finală a jocurilor a fost dedicată curse ecvestre, care includea curse sincoris care trase de doi cai, care trase de 4 cai și curse cu un cal fără car. Competiția era ținută pe un hipodrom în câmpia din Crisa, nu departe de mare, în locul unde a fost așezat stadionul original. În calendarul popular, 8 iulie este denumită Pricupul sau Ziua Lupului. În data de 8 iulie, biserica îl pomenește pe Sfântul Mare Mucenic Procopie, cel despre care se spune în popor că Pricopul pricopește, adică face o să dea în copt semănădurile de primăvară. Procopie este cinstit pentru că veiază coacerea semănăturilor, apără recoltele și casele de fulgere, trăsnete și grindină. Tot el are puterea de a face câmpurile să rodească, iar grindina o transformă în picături de apă înainte de a cădea pe pământ. În Roma antică, 8 iulie era zi festivă, liberă, închinată zeiței Iuno. Sărbătoarea, numită și vacanță de o zi, era rezervată pentru comemorarea și sărbătorirea rituală a acestei divinități. Sărbătoarea era o extensie a festivalului Matronalia. Conform tradiției, cultul a fost stabilit de Titus Statius, rege al Sabinei. Matronale simboliza nu numai sfințenia căsătoriei, ci și pacea care a urmat primelor căsătorii dintre romani și femei sabine. Festivalul a constat într-o procesiune de femei căsătorite la templu, unde duceau ofrande lui Iuno. Acasă, ofrandele erau completate cu de rugăciuni pentru fericirea maritală. Soțiile primeau daruri de la soții lor. Nu fi surprinsă dacă în această zi mai mulți oameni vin în viața ta dintr-o dată. Și toți vor fi ca la selecție, inteligenți, interesanți, amuzanți. Este o zi minunată pentru a întări relațiile, să faci conexiuni și să eviți certurile și neînțelegurile. În viitor îți vei mulțumi pentru asta. Crede-mă, e suficient să nu te mai concentrezi pe negativ. Ca rezultat, munca va continua cu succes, iar problemele vor părea a fi un zgomot temporar minor. Nu neglija ajutorul prietenelor și al colegilor ascultă intuiția, te va ajuta să alegi direcția corectă. Tratează membrii familiei cu o călătorie neașteptată. Vara este în plină desfășurare, iar plimbarea în centrul orașului nu este cea mai bună soluție. Astrele prietenoase avertizează. În aceste zile nu se recomandă efectuarea de lucrări complexe de reparații și lucrări de construcție. Este posibil să existe întreruperi în ceea ce privește comunicațiile sau accidente atunci când lucrezi cu unelte electrice. Traficul rutier va necesita o atenție deosebită și respectarea strictă a regulilor. Pot apărea accidente pe liniile electrice. Privind în ansamblu, săptămâna este cu adevărat pozitivă, așa că ar trebui să aflăm la ce sunt predispuse minunatele semne ale zodiacului. Berbec. Săptămâna aceasta, astrele îți promit un calm relativ în toate domeniile majore ale vieții. Pe lista problemelor urgente, poate va fi un singur element, preocuparea pentru sănătatea celor din casă. În această săptămână este posibil și necesar să te întorci la chestiuni de care depinde armonia și confortul de acasă. Dacă ești departe de casă, ar trebui să ai cât mai multe fotografii posibil. Nu este recomandat să ai încredere în sfatul oricui, mai ales în sfaturile care abundă pe rețelele de socializare. Fii atentă cu banii și nu părăsi casa fără să te asiguri că ai zăvorit-o. Tu ești gata să concurezi întotdeauna și peste tot. Consider că ești destinată exclusiv câștigului. În această perioadă, o atitudine similară este foarte utilă la locul de muncă. Concurenții tăi au rămas de mult timp în urmă, iar colegii tăi se pot simți încurcați din cauza înălțimii fără a înțelege cum ai ajuns acolo. Șeful poate fi mulțumit de tine dincolo de măsură și, prin urmare, poți conta pe încurajarea monetară. Ia în considerare că în această săptămână unii vor încerca să-ți folosească entuziasmul și să încerce să te convingă să-ți asumi o parte din munca lor. Nu accepta. Mai bine să te relaxezi în afara orașului, să mergi la un picnic, la pescuit sau la grătar cu prietenii. Popularitatea ta în rândul sexului opus este extrem de mare. Fii sensibile când alegi fanii, în caz contrar, riști să contactezi o persoană neadecvată. Pe astrograma ta apare că în această săptămână scapi în sfârșit de dificultățile financiare pe termen lung. Poți găsi o modalitate de a-ți plăti repede și fără durere o datorie mai veche. După ce această sarcină grea cade de pe umerii tăi, te vei simți mult mai fericită, chiar dacă trebuie să strângi cureaua. În general, săptămâna aceasta va fi destul de ușoară pentru tine. Îți vei aminti cât de plăcut este să-ți petreci timpul liber și să te Stres în compania unor oameni care te plac foarte mult. Zilele favorabile sunt afișate pe ecran, astrele sunt optimiste. Taur În această săptămână este puțin probabil să faci față unor tentații. Poate că este vorba despre o cunoștință care va curge dintr-o afacere pasională de iubire sau o achiziție majoră făcută în puterea emoțiilor de moment. În problemele profesionale nu trebuie să ai încredere în colegi. Există riscul ca unii dintre acești oameni să înlocuiască în mod deliberat rezultatele. Dacă ești antreprenor, îți va fi util să te gândești la extinderea zonei de influență a afacerilor personale. Dacă ai o familie, vei putea să petreci această săptămână pe un val romantic. Nu poate fi exclus ca cineva să se coacă pentru înregistrarea căsătoriei sau pentru continuarea unui fel de relație. Săptămâna îți poate aduce o mulțime de experiențe pozitive, dar mai întâi de toate trebuie să înveți cum să te relaxezi. Din cauza holismului tău, depășești planuri, dar tot mai mult acumulezi oboseală. uite te pe fereastră, e vară în curte și nu poți să-ți faci timp pentru o odihnă bine meritată. Dacă vei continua în aceeași direcție, capul care este bun te va invita să lucrezi în locul lui. Orcaholismul este dăunător, așa că în loc să dezvolți un alt proiect, întâlnește-te cu prietenii. Mai mult de la ei vei afla câteva opțiuni interesante pentru câștigurile suplimentare. Și din moment ce ești cutărâtă să te îmbogățești, comunicarea va fi nu numai interesantă și plăcută, ci și extrem de utilă. Asigură-te că revizuiești garderoba și împreună cu membrii familiei cumpără câteva lucruri de vară, mai strălucitoare și mai ușoare. În cele din urmă găsești timp pentru cel puțin două întâlniri. Pe astrograma ta, săptămâna se arată a fi foarte norocoasă. Poți obține cu ușurință o întâlnire pentru o poziție promițătoare și, fără glumă, poți provoca o invidie enormă colegilor tăi de muncă, cei care au mai puțin succes. În plus, poți fi adesea într-o societate de membri cu minți de sex opus. Acest lucru va oferi detractorilor dreptul de a te acuza de frivolitate. Să nu-ți pese prea mult ce vorbesc alții. Vei încerca să iei literalmente totul de la viață, fără să te îngrijorezi că vei arunca o umbră asupra reputației tale strălucitoare. Zilele favorabile sunt afișate pe ecran. Astrele sunt optimiste gemeni. În această săptămână este foarte probabil să fii complet mulțumită de tine însăți. Există o șansă de a obține o promovare, un nivel mai ridicat de serviciu sau o laudă verbală de la un manager foarte sobru. În ceea ce privește destinul personal, aici schimbările sunt aproape complet excluse. Poți fi chiar tensionată de monotonia căsătoriei dacă ai o relație lungă. Acesta nu este un motiv să te uiți în jur în căutarea unor intrigi de moment. Dacă ești singură, din potrivă, ar trebui să crezi în tine însăți și să iei cu îndrăzneală în atenția fermecătorilor străini de sex opus. Energia, determinarea și capacitatea de a te confrunta cu dificultăți vor fi foarte utile în timpul acestei săptămâni. Mercur te sfătuiește să nu te temi de riscuri și să ai încredere în norocul tău. În materie de bani, pasograma ta este bine, dar cu siguranță nu merite să arăți celor din jurul tău un nivel ridicat al bunăstării tale este mai bine să investești într-o afacere profitabilă și să aștepți în liniște până când investiția se va plăti și va aduce dividende. Apropo, invită-l pe cel iubit la o cină romantică într-un restaurant sau pregătește o surpriză neobișnuită. Este o mare probabilitate ca relația ta să fie lansată într-o nouă rundă. Stelele spun că poți efectua o serie de reforme majore în această săptămână în modul tău obișnuit de a fi și a trăi. Modificările pe care le-ai început cu tine pot afecta în mod dramatic și radical aspectul tău. Împreună cu coafura veche, indecizia ta excesivă și modestia excesivă nu vor merge nicăieri. Toți care îți stau în cale vor regreta în curând. Tu, asemenea unui leu, vei lupta pentru succesul carierei tale și vei începe fără îndoială să lupți și pentru fericirea personală. Rezultatul acestei perseverențe incredibile va fi următorul va exista o creștere a carierei tale, iar persoana pentru a cărei atenția ai luptat din greu te va răsplăti cu atenție reciprocă. Zilele favorabile sunt afișate pe ecran. Astrele sunt optimiste. RAC la tine în această săptămână, dispozițiile pesimiste pot probabil să prevaleze. Poate că partenerul nu va mai satisface uniunea ta de dragoste, poate că vei găsi venitul actual insuficient, poate că va începe să te enerveze relația cu șeful sau cu colectivul de muncă. Toate cele spuse sunt motive pentru a reforma modul obișnuit de trai cât mai curând posibil. Găsirea și eliminarea surselor de nemulțumire poate deveni un subiect de maxim interes. În general, în următoarele zile poți spera pentru o sănătate excelentă, noroc în afacerile actuale și de a scăpa de dezacorduri cu rudele mai în vârstă. Dacă vei îndrezni să-ți schimbi radical viața, săptămâna aceasta este cea mai potrivită. Nu neglija să comunici cu oameni noi. De la ei vei învăța o mulțime de informații valoroase. Poți avea ocazia de a întâlni străini într-o conversație sinceră, așa că nu pierde această șansă la locul de muncă, relațiile cu colegii vor deveni mai armonioase și mai echilibrate. Chiar poți să faci o anumită pace în comunicarea cu ei. În dragoste te așteaptă succesul, fără îndoială. Patronajul lunii îți va da un farmic neobișnuit, care va fi imposibil de evitat de ceilalți. Tu vei observa că fanii nu vor avea absolut nicio grijă despre cum arăți, vor merge pe atractivitatea și carisma ta. Bucură-te de strălucirea ta! În această săptămână nu este recomandat să rezolvi probleme financiare complexe. Ochii tăi vor fi acoperiți de un voal naiv din cauza căruia poți începe să idealizezi pe ceilalți în mod nejustificat. Este posibil să te duci pe urmele unuia dintre ei și asta va fi o mare greșeală pentru tine. Pentru a nu pierde ceea ce ai obținut prin muncă grea, nu asculta sfatul nimănui, chiar și recomandările acelor oameni pe care îi crezi de obicei. Opțiunea cea mai corectă, fă altceva, lăsând soluția pentru probleme materiale la o dată ulterioară. Weekendul promite să treacă destul de romantic. Zilele favorabile sunt afișate pe ecran. Astrele sunt optimiste. Leu în această săptămână are sens să-ți aranjezi o descărcare de gestiune pentru sistemul nervos. Nu mai fi hărțuită din cauza oricăror lucruri mici, nu crede zvonurile și bârfele și nu-ți mai face griji despre ceea ce este doar o fantezie a imaginației tale. Este mult mai bine să uzi de afaceri pe cât posibil și, confortabil șezând pe plajă, să visezi la ceva, să flirtezi cu străini frumoși, să te bucuri de pace și fericirea. Acesta este un scenariu exemplar a ceea ce trebuie de făcut pentru a te asigura împotriva stresului. Această săptămână este potrivită pentru reformele în dragoste și experimente în domeniul stilului. De asemenea, poți merge până la capăt pentru afaceri. În această săptămână poți fi ocupată până peste cap. În același timp, vor exista multe șanse de a avea un moment intim bun. Încearcă să găsești un teren intermediar. Dacă decizi să-ți schimbi ocupația, ar trebui mai întâi să înveți mai multe despre noua profesie. Sfatul planetelor care te iubesc este să nu te grăbești. Fii pregătită pentru anumite dificultăți cu banii. La urma urmei, deja ai suficient de mulți încât este nevoie urgentă de întrebarea unde să-i cheltui. Nu poți face față acestei probleme? Împărtășește-ți dificultatea asta cu o prietenă vărsător. Soluția va fi găsită în 5 minute. În sfera personală, totul este neted. Farmecul și coroana regală de pe cap sunt la fel de orbitoare ca aurul și vor atrage fanii ca un magnet. Din acest motiv, poți petrece această săptămână extrem de bine. Pe astrograma ta apare că potențialul tău energetic va fi foarte ridicat, ceea ce îți va permite să lucrezi din greu și să nu te simți deosebit de obosită. În plus, dincolo de muncă, poți cheltui o mulțime de forță interioară și căldură spirituală pentru a elimina dezacordurile în cadrul cuplului tău de dragoste. Vei înțelege că mândria excesivă este principalul obstacol în calea fericirii voastre și apoi vei face primul pas spre reconciliere cu sufletul tău pereche. Strălucirea va veni din nou în cuplul tău, care nu va mai fi umbrit de argumente nerezonabile de orice fel. Zilele favorabile sunt afișate pe ecran. Astrele sunt optimiste. Făcioara. Săptămâna aceasta este ca și cum ar fi creată pentru Lene și în acțiune. Poți înțelege, chiar încerci să evaluezi obiectiv situația în care șeful îți va oferi să lucrezi la un proiect interesant. Nu vrei să lucrezi deloc. Nu ai voie să întârzi în problemele profesionale. Lipsa și apatia ta pot provoca probleme destul de mari, până la concediere din poziția actuală. Dacă mergi într-o mică călătorie, nu uita să verifici starea tehnică a mașinii. Astrele îți recomandă să nu construiești planuri pe termen lung, să nu presezi asupra oamenilor apropiați, să nu sacrifici interesele personale în beneficiul unei persoane necunoscute și, de asemenea, să nu începi o relație de dragoste pentru a provoca gelozie din partea actualului sau fostului partener. Pe astrograma ta, astrele te sfătuiesc să nu spui cuiva despre ideile care te-au vizat. Este foarte probabil că cineva va folosi aceste informații pentru succesul personal. Dar te poți răsfăța cu multe întâlniri, ești fermecătoare și de dorit pentru fanii tăi. Și apropo, nu ai observat că în ultimele zile ai trecut adesea prin fața clădirii oficiului de stare civilă? Dacă da, acesta este un semn clar de sus. Pregătește-te pentru faptul că vei primi o ofertă serioasă. Fie apatia, fie Elena te pot face să pari foarte tristă. Poți încerca să observi că există o vară fierbinte în afara ferestrelor, poți dori să te dedici relaxării și distracției. Concentrându-te în totalitate pe starea actuală, în general te poți opri să în numeri zilele săptămânii. Deci, weekendul va veni aproape de tine și îți vei da seama că nu ai nici puterea, nici dorința de a petrece în mod activ. Te poți simți complet izolată de lumea exterioară, trăind în fața televizorului sau într-o capodoperă literară din când în când vei răspunde la apelurile de la prieteni, explicând simplu și concis motivele pentru singurătatea ta voluntară. Dacă este cazul, nu face economii când cumperi medicamentele. La sfârșit de săptămână, cineva te poate invita pe tine și prietenii tăi la kebaburi. Timpul va fi copleșitor. Zilele favorabile sunt afișate pe ecran. Astrele sunt optimiste. Balanța în această săptămână, cel mai probabil, poți primi o lecție destul de gravă. Ți se poate demonstra în mod clar cât de periculos este să-ți la slăbiciunile sau viciile. Altfel, săptămâna aceasta promite să te mulțumească cu o serie de evenimente și întâlniri plăcute. Dacă ești liberă de obligații maritale, vei avea șansa de a începe o corespondență romantică cu o persoană specială care se bucură de o mare popularitate în spațiul virtual. Dacă ești încă neimplicată în dragoste, are sens să continui curtenirea făcând-o puțin mai exotică. Dacă ai lăsat în urmă jumătate de veac, astrele spun că nu trebuie să ignori sfatul medicilor și să refuzi utilizarea medicamentelor prescrise. La locul de muncă vei fi de neclintit. Colegii au abandonat bârfa, șefii sunt pe deplin mulțumiți de activitățile tale profesionale, iar proiectul care ți-a fost încredințat este implementat cu succes. Pe scurt, ai toate șansele de a obține o promovare. Din păcate, nu în această săptămână. Nu-ți face o grijă, va veni și vremea ta, așa că dedicăți timpul liber la ridicarea nivelului de abilități. Citește literatură de specialitate, înscrie-te la un curs. În materie monetară, planetele te sfătuiesc să iei decizii în cunoștință de cauză. Înainte de a investi bani în orice afacere, trebuie să te consulți cu o persoană informată. În această săptămână poți fi angajată în amenajarea spațiului personal de locuit. În timpul orelor libere de lucru, poate că vei naviga pe internet studiind noile articole din lumea designului. În cele din urmă vei fi născut un proiect foarte original, care va fi aprobat de toate rudele, fără excepție. Va trebui doar să găsești modalități de a realiza această idee. După ce vei fi adunat Consiliul de Familie, puteți decide în unanimitate că un astfel de efort complex ar trebui să fie încredințat profesioniștilor. Deci, în viața ta va fi o cunoaștere interesantă cu oameni care consideră că reparațiile sunt principala lor menirea. De luni până vineri, intimitatea va fi liniștită, dar în weekend te poți aprinde cu totul. În niciun caz nu refuza oferta. Du-te și bucură-te de atenție și de admirație. Zilele favorabile sunt afișate pe ecran. Astrale sunt optimiste. Scorpion pe astrograma ta se poate citi clar că această săptămână promite să te mulțumească cu o serie de coincidențe misterioase, nu este exclusă întoarcerea persoanei care i-ai alimentat pasiunea și dragostea. Este la fel de posibil să reiei căsătoria întreruptă în trecut, să faci o achiziție scumpă, să dovedești un profesionalism ridicat sau să-ți consolidezi statutul social. Dacă lucrezi în antreprenoriat, nu merită să investești în inovații de înaltă tehnologie. Este necesar să te gândești bine la această problemă și, de asemenea, să verifici activitatea celor care au fost angajați recent. Vei parcurge această săptămână într-un ritm rapid. Va trebui să faci o mulțime de lucruri simultan. Unele dintre ele vor fi legate în mod inextricabil de munca ta. Poate că, în lipsa unui management superior, vei fi însărcinată cu monitorizarea activității întregului colectiv de muncă. Poți avea o săptămână întreagă dedicată câștigării de bani. Eforturile vor fi încununate cu succes și nu va fi lipsă de fonduri. Un astfel de curs al evenimentelor îți va permite, cu cunoștința împăcată, să aloci timp pentru o dihna zilnică. Astre prietenoase te sfătuiesc să nu te situezi prea mult în fața televizorului. Este o idee bună să rezolvi treburile casnice care te așteaptă. În același timp, să fii de acord cu partenerii de afacere în legătură cu orice afacere profitabilă. Nu uita de iubire, nimic nu merită a rămâne acasă. Întâlniri, călătorii, vizite la evenimente, vor exista multe motive pentru a ieși din casă. Reprezentanții sexului opus îți vor acorda atenție, dar nu-ți încredenția soarta primului pe care crezi tu că l-ar fi săgetat cu pidon. Cu siguranță te vei dezamăgi. În aceste zile, problemele care apar în viața familiei tale vor necesita de asemenea să le acorzi mai multă atenție. Este posibil să te pregătești rapid pentru o întâlnire cu rudele îndepărtate care au decis să te viziteze cu ocazia vizitei lor rare sau mai degrabă, declarând că vor rămâne cu bunătate pentru câteva zile în spațiul tău de locuit. Weekendul este recomandat a fi petrecut în afara orașului. Zilele favorabile sunt afișate pe ecran. Astrele sunt optimiste. Săgetător, această săptămână este posibil să o ai ocupată pentru a rezolva o problemă destul de dificilă legată de proprietăți imobiliare de familie. Probabil unele dificultăți vor veni de la una dintre rudele sau prietenii mai tineri. Nu uita de propriile eforturi, în special cele legate de sectorul financiar. Există șanse să-ți poți mări veniturile în cursul unei tranzacții financiare de succes. Dacă trăiești singură, astrele îți recomandă să nu stingi forța pasiunei pentru o anume persoană. Poate că dacă aplici o anumită cantitate de răbdare și perseverență, acest roman este departe de sfârșit. Această perioadă poate fi plină de impresivii. La locul de muncă ești de neînlocuit în adevăratul sens al cuvântului. Toate acordurile de afaceri vor necesita participarea ta directă. În această săptămână poți face un pas mare spre viitorul tău luminos. După o reflexie amplă, vei concluziona că trebuie să-ți schimbi complet rolul profesional. Vei începe să acționezi fără întârziere și, în curând, partenerii vor veni cu oferte. Nu ezita o zi, vei învăța elementele de bază ale profesiei viitoare și vei obține rezultate bune în această chestiune. Cealaltă jumătate va încuraja cu tărie acest experiment destul de riscant, motiv pentru care cucerirea unei noi poziții nu ți va părea prea complicată. Reputația ta vorbește de la sine, deoarece majoritatea partenerilor de afaceri doresc să se ocupe exclusiv de tine. Detractorii își înghit limba cu mâinile și sunt pregătiți să-ți aducă ceva murdărie la ușă. De exemplu, ai putea afla că ești frivolă, agresivă și predispusă la aventura. Nu acorda atenția acestor atacuri, fă calm treaba. Zeița fortuna te favorizează acum. Poți câștiga chiar și la loterie, desigur, dacă nu te deranjează să cumperi un bilet. Prietenii tăi parcă nu pot trăi fără tine o zi, astfel încât toate serile sunt programate pentru săptămâna aceasta. În weekend ieși din oraș, relaxarea nu-ți poate face rău. Zilele favorabile sunt afișate pe ecran. Astrele sunt optimiste. Capricorn! În această săptămână este puțin probabil să găsești o oportunitate de a avea o odihnă bună. Pe astrograma ta prognoza este relevantă chiar dacă ești în vacanță sau la pensie. Sunt prevăzute multe probleme legate de viața de zi cu zi, călătorii constante, negocieri și alte evenimente plictisitoare. Este un paradox, dar într-un moment atât de intens și dificil, viața personală poate fi plăcută și cu o armonie incomparabilă. Dacă ai un partener de viață, vei putea obține de la el maximum de îngrijire, iubire și atenție. Se poate chiar să-ți dai seama brusc că ai simpatie pentru un prieten de sex opus. Una peste alta, nu ar trebui să te plângi de lipsă de noroc. Aceste zile de vară îți vor oferi multe șanse să te asiguri că ai devenit favorita zeiței Fortuna. Cel mai probabil vei fi capabilă să te familiarizezi cu puterile care îți asigură sprijinul. Colegii de muncă vor fi dispuși favorabil, vei începe chiar să-i tratezi cu prăjituri de casă și să le aduci cafea. Ar trebui să fii foarte atentă cu potențiala ta victimă din rândul colegilor. Povestea de dragoste poate aduce o mulțime de probleme. Încearcă să acorzi timp pentru hobby-urile care sunt dragi membrilor familiei tale. Aceștia vor aprecia această atenție și efort, cu toate că nu vei avea prea mult timp liber în această săptămână. Ești puțin tristă în legătură cu faptul că vara va trece în curând și, din acest motiv, poți decide să profiți de ultimele zile ale căldurii din iulie. Poate că te vei grăbi să faci o rezervare pentru plajă sau mediul rural împreună cu alți membri ai familiei. Acest timp va părea un adevărat basm pentru tine pentru că între tine și oamenii dragi pentru tine va fi armonie unică. Dacă ești singură, poți merge la o petrecere incendiară sau poți participa la o petrecere la modă într-un club de noapte. Zilele favorabile sunt afișate pe ecran. Astrele sunt optimiste. Vărsător, în această săptămână pe astrograma ta nu se arată probleme majore. Are sens să faci toate eforturile pentru a afacerele de care depinde confortul de acasă, fericirea în cadrul unei căsnicii sau soarta unei relații care tocmai a început. În ceea ce privește munca și afacerile financiare, aici te poți relaxa puțin. În zilele următoare, este puțin probabil să se întâmple o situație care să-ți amenințe stabilitatea în aceste zone. Nu este recomandat să faci cumpărături pe credit, să-ți asumi responsabilitatea pentru un grup de persoane sau să devii bună pentru copilul altcuiva. Vara este în plină desfășurare, la fel ca setea ta de aventura. Tu reușești să intre în cele mai incredibile povești sau să le inventezi cu viteza fulgerului. La locul de muncă fă-ți răbdare de o clipă pentru a-ți arăta talentele. Dacă există dorința de a împărtăși o idee promițătoare colegilor, alege cu atenție colegul sau colegii care vor afla confidența. Consider că ar trebui să fii promovată cu orice ocazie. Prin publicitatea pentru tine însă îți sper să obții o mulțime de clienți noi și să faci oferte bune. Ar fi util să înveți să utilizezi posibilitățile rețelelor sociale virtuale. Internetul îți va permite să-ți extinzi în mod semnificativ cercul clienților potențial. Singura întrebare care apare pe astrograma ta este dacă ești serios preocupată de sănătatea ta poți observa că amețeala ușoară a devenit un eveniment constant pentru tine. Tu decizi dacă să te consulți cu medicul tău pentru a-ți risipi oarecum grijile. Un specialist în medicină te va sfătui să aloci mai mult timp pentru o pasivă și să îți oferi pauze de câte un ceas pentru a fi singura. Poți urma sfatul medicului, familia ta va fi oarecum încântată pentru că acum speră să petreacă timp pe plajă în timp ce ești singura acasă. Nu uita de cei cărora le ești dragă, au nevoie de tine, nu de lipsa ta. Prin urmare, la sfârșitul săptămânii, pune deoparte telecomanda și dedică-te complet familiei. Zilele favorabile sunt afișate pe ecran. Astrele sunt optimiste. Pești în această săptămână probabil că nu vei putea să realizezi fiecare dintre obiectivele stabilite anterior. Motivul eșecului poate sta în tulburările care au apărut în afacerile personale, starea precară a sănătății, defectarea echipamentului de serviciu sau întreruperele în activitatea de comunicare. În zilele următoare nu se recomandă să schimbi ceva în garderobă sau în modul de alimentare, în special crezând sfatul bloggerilor dubioși. Dacă de curând ai fost binecuvântată cu un copil, ar trebui să citești literatura de specialitate despre psihologie și pedagogie. Ar trebui să te gândești serios la viața ta. În această săptămână nu ai voie să iei o decizie greșită. Consultă-te cu cei ai căror înțelepciune lumească ai încredere necondiționată. Nu uita de propria ta intuiție bine dezvoltată. La locul de muncă poate fi o perioadă oarecum tensionată, dar cu diligență poți câștiga bani foarte, foarte buni. Nu tranzacționa lucruri mici, nu te pierde în problemele altora, concentrează-te asupra afacerii tale de bază. Înțelepciunea populară spune că brânza gratuită este numai într-o capcană de șoareci. Această vorbă ar trebui să fie motoul tău. Deși dacă te gândești să cumpere un bilet de loterie, orice se poate întâmpla. În ochii sexului opus nu există obiect mai dorit decât tine. Dacă într-adevăr aprăciuiezi și valorifici comunicarea, ei vor căuta în mod constant întâlniri. Toate acestea pentru că această săptămână îți va aduce un mare succes în domeniul atașamentelor de dragoste. Așa scrie pe astrograma ta. Dacă tocmai ai terminat recent o afacere de dragoste și ești bucuroasă să-ți deschizi inima către un nou sentiment, Fii pregătită că va fi o persoană uluitoare lângă tine care cu siguranță îți va răspunde cu o simpatie arzătoare. Cupidon a fost deja pe fază. Această cunoaștere îți va transforma întreaga plăvelește din jur și nu vei putea să lucrezi în mod normal. În timp ce vei încerca să-ți îndeplinești datoria de serviciu, te vei confrunta în fața ochilor cu imaginea noului tău iubit. Pe scurt, nu vei reuși în serviciu, dar acest moment va fi complet irelevant pentru tine. Zilele favorabile sunt afișate pe ecran. Astrele sunt optimiste. La revedere, draga mea! Nu uita că în fiecare zi îți dăruiesc o previziune și o etalare de tarot. Te aștept!